Această introdeschidere mai care ne ajută, avem o altă legătură de altă factură, pe care ei nu au nici în est, nici în vest. Ce avem altfel, acea structurare concentrică, de cred că există și la noi. Se poate, mai se poate. Dar de alt mod. Este pe criterii bazate pe meritocrație și din cauza asta nu funcționează. Nu, dar nici la ei nu e meritocrație, la ei este castă. Da, la ei este mult mai strictă. Castele respective probabil au și o educație. Castele mai înalță și tradiție. Corect. Și în Singapore este diferențierea, că ei zic, mamă, noi suntem un stat meritocratic. Până la un punct este adevărat, dar mai ales în ultima perioadă a început să devină din ce în ce mai evident că, de fapt, mai începe să devină o aristocrație. De ce? Pentru că dacă tu ai un anumit nivel, deci dacă, să zicem, dumneavoastră sunteți un cercetător, senior researcher, și aveți un salariu de 10.000 de dolari pe lună, da? Vă puteți permite să vă dați copilul o școală foarte bună, pentru că și taxele cresc. Pe când cel care e muncitor și are un salariu de 1.500 de dolari pe lună, evident că nu își poate permite la școala aia. Și atunci el de la altă școală. Și atunci, din cauza asta, cei care deja au acumulat în timp, deja, cu alte cuvinte, punctul inițial a devenit, a început să influențeze iterațiile următoare. Se poate și asta. Deși deja asta a început să apară rezerve, pentru că au început să apară glasuri care au zis ce meritocrație, că ce, eu nu văd că eu nu pot să-mi dau copilul la școala cu tare, că aia e prea scumpă. Cum se poate așa ceva și apar discuții și tot felul de alte chestii. Dar și contraargumentul lor a fost că, și într-adevăr, pentru citizens, pentru cetățeni, ei sponsorizează, deci ei plătesc 75% din taxele copii. Deci chiar dacă costă atâta, pentru cetățeni ei acoperă 75%, dacă ține bine minte din ce mi-a zis soția. La tot ce mi se pare mie că au avut totuși noroc, adică au avut da, un sigur actor, dar care totuși a fost înțeles. A avut, da, a avut da, au avut schimbirile respective. Nu au avut dictatori, dar n-au fost. Exact, da. Asta iarăși a fost... Ce mai amici despre perioada lui Iliescu. A fost groaznă, n-au avut nimic. Da, exact. Și, într-adevăr, există această libertate pentru business, pentru a dezvolta afacerile, a dezvolta ideile, dar, în același timp, există și un control strict, din anumite puncte de vedere. Adică ce am văzut... au prins chiar un vestit cu droguri și la exemplu. Da, asta pentru că iarăși, deci cum am zis, deci ideea mea a fost, dacă vreți, a bazinului de not. Deci, domnule, dacă ăsta este perimetru, tu ai voie să înnoți în el cum vrei. Dar cum ai depășit, cum ai sărit în afara bazinului, te-au pocrit imediat. La noi nu există această libertate de a-ți dezvolta propria firmă, propria idee. Da, aici din motive birocratice și de... Da, aici din motive birocratice, financiare și de sistem managerial și economico-politic. Părerea mea, acum. Dumneavoastră fiind aici știți mai bine, eu vin și eu mai multă libertate există, că n-avem îngăduiri la nimeni, n-avem îngăduiri la nimeni. Da, asta vrea să vrea. Dar nu ne folosește la nimeni. Da, corect. Da, asta e normal. Da, legile sunt foarte strict. Da, am alegut în cheamă, da. Da, zice. Ce întrebare? Comunitatea de români este mare acum? Nu e mare și acum chiar majoritatea s-a evaporat. Deci ca să vă dau așa o cifră estimativă, vreau să fac 100 cam 50, cel mult. Acum sunt chiar mai puțin, deci când am venit eu au fost vreo duzină așa cu care am reușit și am mai menținut legătura, am mai invitat pe la barbecue, pe la... așa. Dar mulți au plecat. Am avut niște prieteni foarte buni care au plecat în Statele Unite. Alții au avut o studentă care, din păcate, n-a fost așa de bună cum aș fi sperat, a fost chiar aproape catastrofică. Și a venit aici și vorba unuia, păi, măi, tu nu știi că mama mea avea o vorbă. Berzii chioare îi face Dumnezeu cuib. Deci ea a venit aici, lucrează la Institutul de Microtehnologie, IMETER, care mai e în campania sa, și a avut norocul că a venit exact când, nu știu, cineva a luat un proiect european. Și ea a venit cu un proiect de un salariu de 2500 de euro pe lună.
Că veneau banii de la proiectul ăla, și au scop și întreia, trebuie să facă nu știu ce. Și a venit și a țărit de acolo aici. Și uite că a ajutat, deci ea a revenit aici. Dar majoritatea au plecat. Unii s-au dus în Canada, unii în America, unii erau cu companiile, deci se mișcau după cum îi trimitea companiile. Și nucleul ăla s-a cam disipat și acum suntem, cred, mai puțin. Adevărul e că de când am fost și cu copii, nici n-am prea mai fost pe la ambasadă. Că la ambasadă organizau, de Ziua Națională, organizau o masă festivă. Eu am rămas la loc, când a fost, nu știu dacă aici a fost evatul, la noi a fost evatul mare cu Silviu Ionescu. Ambasadorul care a dat mașina peste doi, unul l-a omorât și pe celălalt l-a băgat în spital. Și, da, am auzit, Dumnezeu să fie. El m-a ajutat pe mine foarte mult, deci când am avut să-mi legalizeze actele de naștere copiilor, el mi l-a făcut, personal, deci chiar el s-a ocupat. Dar uite că a avut, așa. Dar eu am rămas la bloc, când am fost prima oară, că țin minte că pe el era ambasador atunci, el vorbea la speech și el era așa, cu mâna în buzunar. Cum voi? Deci eu ca diplomat, eu n-am putut să concep. Deci tu, diplomat de profesie, cum poți să vorbești cu mâna în buzunar? Adică ambasadorul Statelor Unite acolo și că era, noi eram palmași, erau cu un cordon așa, erau pe scaune cordul diplomatic și noi în picioare așteptam și vedea ei se serveau întâi și după aceea rămâneau, luam și noi, bom, aduceau după aia și alte chestii. Dar și o engleză care are și era ca la noi de liceu. Deci am rămas la loc, dar domnule ambasador de profesie și vorbește cu mâna în buzunar și cu o engleză. Dar acum s-a schimbat, am mai un, uite că m-am și uitat numele. Dar n-am mai fost, din păcate, că de aici începusem ideea, mă scuzați, iar merg în zigzag. N-am prea mai fost, de când au apărut copiii, timpul care mai avea liber a dispărut quasi complet și nu mai... Și din păcate observ o... Sper să nu fie, dar eu observ deja un decalaj între mine și copii, pentru că la ei, la credință, îi vine să vorbește în engleză și au o oră de chineză că au English speech and drama, Chinese speech and drama. Deci ei vorbesc chineză-engleză, eu vorbesc română-engleză. Ei mai înțeleg ceva pe aici pe acolo, dar mă gândesc pe viitor, o să fie cu altă cultură, cu altă orientare, nu știu, acum sper să ne înțelegem în continuare, dar... Și n-am mai fost pe acolo. Deci eu când am mai fost ultima oară, cu un an și un pic, erau majoritatea fețelor necunoscute și mulți erau studenți sau veniți în tranzit. Dar sub 50, oricum suntem sub 50 pe toate insulele. Da, ziceți. Ce preț are o sticlă de apă plată acolo la... dacă și mi-am minte bine, 2 dolari. 2 dolari? Da. De la ce cantitate? Bună întrebare. Cred că aia mare. La un litru? Aia mare. De... Da, de un litru, nu că nu e de 2 litru. E ca la noi de foc acolo. Dar e foarte scumpă și chiar lux. E foarte luxă sapa, din câte spui. Dacă e de aia mică, aia mică e un dolar, am impresia, care e așa mică. Da, jumătate. Da. Eu am avut o perioadă așa de entuziasm revoluționar în patriotismul la 2000. Am venit tot așa un român care a prins acolo un postdoc și acum mai lucrează ca cercetător. El a lucrat pe vremea când încă mai exista IPLS-ul. Și când era pe ultima sută de medii pe ultimii butuci, oamenii deja evident că el a zis, domnule, ori încerca să plece. Și m-a pus în legătură și am avut acolo o mică prezentare și am avut atunci interviu chiar cu cea care mi-a devenit studentul. Și după care, în anii următori, am încercat prin diversi cunoscuți, tot așa, m-am dus la noi la facultate, am fost chiar și în electrotehnică și am constatat că, într-adevăr, nivelul a scăzut foarte mult față de cum era pe vremea mea. Iarăși, atitudinea era foarte diferită, deci mulți nu vroiau. Cei care vroiau ziceau, bă, ce să mă duc acolo, că la noi se cere obligatoriu TOEFL-ul și chiar GRE-ul. Și eu ziceam, păi, tu ce să dau TOEFL-ul, dacă îi mă duc banii, mă duc în America. Păi, dar stai un pic, dar în primul rând în America nu te plătește mai bine, pe vremea aia, deci am avut și noi o problemă cu bursele, dar acum le-au mărit. Deci am văzut, când am fost în Ann Arbor, am văzut, deci noi, o duceam foarte bine. Ei acolo erau într-o sală, toți studenții băgați la un loc și aveau, pe vremea aia, burse de cam cât? 1000 de dolari americani.
1000 și ceva. Am auzit chiar cazuri care erau la facultăți mai sărăcuțe, gen geologie sau lingvistică, am auzit de una la lingvistică care a avut bursă de 600 de dolari. Deci el ia pe 600 de dolari, trebuia să supraviețuiască și probabil că și mă lua o slujbă în plus. Și am zis, dom'le, dar totuși poți să trăiești. Deci pe vremea noastră erau 1500 de dolari, după care am mai mărit-o apoi. Și am încercat, dar nu prea vreau. Deci eu, dom'le, dacă e mai bine mă duc în Europa sau mă duc în Statele Unite sau în UK. Da. Și după aceea n-am prea mai încercat, pentru că am văzut că deja scăzuți nivelul așa de mult, că nu prea aveai ce să alegi. Și noi, după aia, iarăși, din probabil, de probleme și de timp și de... Și n-am mai, deci n-am mai încercat.